Bună ziua! Bine ați venit, stimați reprezentanți ai mass media. Ne bucurăm de fiecare dată să vă vedem la conferințele sau la briefingurile noastre. Așa cum și-am promis, fracțiunea PAS continuă să se întâlnească cu experți din diferite domenii pentru a identifica cele mai potrivite soluții pentru cele mai strigente probleme din Chișinău și pentru a elabora un plan și un program cât cel mai bun de salvare a Chișinăului. Continuăm să muncim pentru a oferi chișinăuienilor o viziune de dezvoltare corectă și cea mai potrivită pentru capitala noastră. Nu mai este oportun ca în Chișinău să se facă careva lucrări pe aici, colo, negândite și de dragul PR-ului politic. E timpul de abordat Chișinăul profesionist, competent și principalul fără corupție și interese meschine ale unor politicieni care au condus și conduc astăzi municipalitatea. Recent a avut loc o astfel de întâlnire cu experții din domeniul economic, cu care am discutat despre cum ar trebui să fie gestionat corect astăzi Chișinăul și ce se face greșit astăzi în gestiunea primăriei. Pentru asta, mai întâi de toate, noi cu toții, cu dumneavoastră, trebuie să ne răspundem la câteva întrebări și ele sunt următoarele. Cum vrem noi ca să arate Chișinăul nostru în viitor? Și ce astăzi nu ajunge economiei noastre în capitală? Cred că îmi veți da dreptate că vrem cu toții un oraș prosper, care să aibă venituri sustenabile și nu doar din vânzări de terenuri, așa cum se întâmplă astăzi. Totodată, orașul trebuie să fie echilibrat teritorial din punct de vedere economic, să fie dezvoltat sectorial cu microinfrastructura autonomă. Aparent, noi vedem schimbări în sectoare, da? Nimeni nu le poate nega, dar vedem amenajate doar unele dintre parcuri și scoaruri. Doar că tot ce ține de dezvoltarea sectorială este una limitativă și este lipsa unei viziuni de dezvoltare pe termen mediu și lung a sectoarelor. Astăzi nu există concurență dintre diferite segmente economice. Astăzi orașul nu este partenerul micului business. Nu avem nișe de vânzare pentru suprafețe de 20-30 de metri, nu avem segmentare proporțională a spațiilor și obiectelor de business, cum ar fi oficii, clădiri administrative, clădiri pentru producerea serviciilor, pur și simplu nu le avem segmentate pe sectoare. Toate sunt concentrate în zona centrului Chișinăului. Și sigur, asta generează un șir de probleme, inclusiv cea mai mare problemă pe care o avem astăzi, cea a îmbuteiajelor, pentru că toți circulă și se orientează spre zona centrală. Astăzi, orașul Chișinău este orașul rețelelor mari. Rețele de marketuri, de farmacii și rețele de telefonie mobilă și tehnică. Astăzi, asta este toată economia Chișinăului. Aceste trei tipuri de rețele mari. Micul business și microbusinessul s-a diminuat drastic până chiar și a dispărut de pe unele artere. Astăzi în Chișinău avem plată exorbitant de mare pentru arendă, atât pentru oficii cât și pentru trai. Prețurile pentru terenuri sunt exagerat de mari, care scad de fapt mediul de producție și producere, respectiv oamenii care lucrează în domeniul de producție și producere sunt nevoiți să plece în afara orașului sau să lichideze afacerea. Astăzi, terenurile în municipiul Chișinău sunt valorificate doar pentru spații locative și comerciale, care nu permit producerea serviciilor casnice. Sigur că asta generează prețuri mari pentru produse și noi asta vedem. Asta e una dintre cele mai mari probleme ale orașului astăzi. Experții spun că asta nu poate continua, ori dacă asta se va întâmpla, vom îngreuna și crea și mai mari probleme orașului. Dar noi, de fapt, vedem că spre asta și să merge, din păcate. Soluția care se propune este de a începe a gândi rațional și strategic. Noi trebuie să începem să dezvoltăm sectoarele noastre, ori astăzi un sector din Chișinău este mai mare ca raioanele noastre, ca spre exemplu, sau ca municipiul Bălți, care are peste 100
de mii de locuitori, pe când sectorul Botanica are peste 200 de mii, de două ori mai mult. Trebuie să începem să vedem Chișinăul mai amplu și să privim fiecare sector asemeni unui oraș și să-l dezvoltăm, ceea ce astăzi nu se întâmplă. Trebuie să începem să dezvoltăm sectoarele noastre și să integrăm suburbiile. Una dintre soluțiile experților este de a investi în hub-uri economice și industriale, în IT, în producere, în servicii. Fracțiunea PAS propune ca pentru început să valorificăm potențialul existent, începând cu sectorul Ciocana, unde avem disponibil un teren al municipalității de 54 hectare. Actualmente, fracțiunea PAS este în pregătirea unui proiect de decizii de valorificare a acestui teren pentru un hub economic-industrial, în care vom propune activitățile sugerate în urma zecilor de consultări cu mediul de afaceri. Ne vedem cât de curând cu detalii suplimentare și cu un plan de acțiuni de valorificare a acestui teren pentru un hub economic-industrial. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, cu drag răspund. Okay. O zi frumoasă și numai bună!